A decedat deputatul Partidului Comuniștilor Zinaida Chistruga. Ea avea 58 de ani și suferea de o boală incurabilă. Moartea a survenit în dimineața zilei de astăzi. Deputatul era internat într-un spital din Germania. Zinaida Chistruga s-a născut în 1954 la Bălți. A absolvit Universitatea Pedagogică Ale Coruso din Bălți și a fost pedagog. În anii 2001-2009 a îndeplinit funcția de director general al Camerei de Licențiere. Din august 2009 a activat în calitate de deputat în Parlament, membru al fracțiunii PCRM.